Ploaie curent și pistoale în centrul Bârladului, ziua în amiaza mare, într-o zonă intens circulată, două clanuri s-au confruntat fără teamă de poliție. Unul dintre bărbați implicați în scandal a scos un pistol și a tras două gloanțe după membrul altui clan. După acest incident, cele două găști au amenințat cu ranga trecătorii și au spart geamurile magazinelor. În legătură telefonică directă cu noi este domnul Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui. Mulțumesc pentru această intervenție. Spuneți-ne exact ce s-a întâmplat acolo. Bună seara, mulțumim și noi. În cursul zilei de astăzi am fost sesizați prin apelul 112 despre faptul că în zona din municipiul Bârlad, pe care noi o numim la stadion, are loc un incident. Se pare că la momentul incidentului, la fața locului, erau un grup de 10-15 persoane. Efectiv, nu a avut loc un contact fizic între aceste persoane. Într-adevăr, noi efectuăm cercetări față de două persoane care ar fi folosit armament neletal sau, după unele declarații, după declarațiilor martorilor, s-au tras două, trei focuri de armă neletală. Deci, efectiv, un contact fizic nu a avut loc între persoane. Nu au existat nici bunuri distruse și nici persoane vătămate. Câte persoane au fost audiate? Vă rog. Câte persoane au fost audiate, domnule Gheorghiță, în acest caz? În acest moment audiem două persoane. Două persoane. Da. Sunt efectivele poliției municipiului Bârlad, sunt implicate activ în identificarea, audierea și efectuarea cercetărilor. Ați aflat cauza acestui conflict? Acest incident este cauzat de o stare conflictuală mai veche. Am înțeles. Aceste persoane sunt din de pe raza orașului Murgeni, în baza unei stări conflictuale mai vechi, a apărut această situație. În urma efectuării cercetărilor în dosarul penal care a fost deschis la Poliția Municipiului Bârlad, noi vom stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest incident și care sunt persoanele care au participat activ și vom trage la răspundere persoanele vinovate. În acest moment efectuăm cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și uzul de armă fără teamă. Mulțumesc pentru aceste detalii. Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui, a fost în legătură telefonică directă cu noi.